Frumoși aceia studenți au împlinit 40 de ani de când au terminat facultatea. E clasa noastră de actorie și ei au organizat, a fost dorința lor. 40 de ani este o cifră rotundă. Se apropie și de pensionare. Și ce vă leagă de ei? De ei mă leagă iubirea. Iubirea pentru ei, pentru tinerețea lor, pentru visurile lor, care din bucurie s-au împlinit. Sunt, îi cunoașteți mai bine. Sunt minunați, sunt cunoscuți în țară, în străinătate, au venit și din Israel și din alte părți. E minunat să te revezi. La oficiilor de atunci, un om de zi de pregătire. Și am fost repartizat la clasa de pregătire a domnului Ion Pinteșteanu, asistentul doamna Sandana. Eu așa mi-am început cariera. Eu eram asistentul clasei, profesorul și mentorul lor era Octav Cotescu. Împreună am pus la absolvire 4 spectacole, care au fost 4 succese, de fapt. Nu făceam decât să încercăm să le ușurăm drumul pentru viitor. De fapt, legea este, când termin facultatea, ai învățat ce trebuie să înveți mai departe. Cam asta am încercat noi să le dăm. Începutul de drum, nu mai mult. Mai mult au făcut singuri. Deci am plecat, uitați, exact la 100 de metri de aici, este locul unde m-am hotărât de ce să plec. Era grădinița germană, lângă fosta ambasada Iugoslaviei era grădinița și la o bună zi erau fetele mele acolo, trebuia să le iau și nu se deschidea ușa. Și am tot așteptat cu toții, bunici, părinți, câți eram, și ce se întâmplă? Nimeni nu știa nimic. M-am uitat pe fereastră și în holul grădiniței am văzut imaginea următoare. Erau acei copii între 4 și 6 ani pe scaunele acelea mici și în față era un televizor la care era discursul lui Nicolae Ceaușescu de la nu știu ce congres. Și când am văzut deci, copii de 4-5 ani, am spus, eu nu, spălarea asta de creieri, eu nu o suport. Și am spus, în clipa asta, eu m-am hotărât, eu plec. Exact aici a fost decizia mea, la 200 de metri de loc unde sunt. Asta n-am putut să suport. Eu sunt o victimă, dar copiii nu. Și am plecat. A fost un drum mai complicat puțin. Am aranjat într-un fel plecarea soției cu 3 ani înainte. Eu am rămas 3 ani cu fetele singuri, până când s-au făcut toate formele, dorea enorm de mult și foarte complicat. Nu mai are rost să mai povestesc. Și la 3 ani după am plecat eu. Venise Revoluția, eu am vrut să o conving pe soția mea să se întoarcă, chiar am convins-o, am încercat luni de zile, dar ea nu a mai vrut. Și atunci am rămas până când s-a terminat școala în vară, de aceea am plecat în 90. Pașaportul aveam deja dinainte de Revoluție. Și în vară, în 90, am plecat. Nu am avut niciun plan, dar s-a împlinit ceva, după mine, senzațional. Pentru că am plecat fără niciun fel de viitor. Am spus, nu mă interesează nimic, orice este, este pentru copii. Pe mine nu mă interesează. Dar am avut șansa la scurt timp, la 2 ani de zile după, sau la un an mai degrabă, am făcut un film în Germania care se cheamă Honey Cuckoo's Kinder, în regia lui Willy Brunner. Deci imediat a fost un contact cu filmul care l-am avut. După aceea am filmat în Austria, am avut o coproducție cu austrieci, un mic rolișor, dar mă interesa mai mult. Până m-am intrat în niște producții de televiziune, se făcea cu camera ascunsă niște emisiuni. Am lucrat în vreo 7 emisiuni, pe care m-am mutat printr-un concurs de împrejor la Europa Liberă ca colaborator, de fapt, extern. După care Europa Liberă s-a mutat la Praga, s-a rupt colaborarea. În momentul acela m-a sunat domnul David Esri, care m-a întrebat dacă nu vreau să colaborăm la Academia Atanor, pe care dânsul o înființase la Burghausen. Și în clipa asta s-a completat un cerc, pentru că în 65, când eu am terminat, domnul Esri mi-a propus să vin la Teatrul de Comedie, de aceea am și spus povestea pe scenă cu țigara, răzbunarea mea. 3 ani de zile am fost pe schemă la Teatrul de Comedie, dar nu s-a împlinit niciodată. Atunci am plecat la institut ca asistent și m-am reîntâlnit cu domnul Esri în 1992 la München. Și din 95 suntem împreună la Academia Atanor, acum suntem în Passau și lucrăm împreună. Deci așa e viața, rotundă uneori. Sunt cu studenți de la Academia noastră, fac și regie și actorie și scenografie, le facem pe toate. Însă e același lucru ce am făcut cu ei, numai că în limba germană, în rest nicio diferență.
cu Radu am filmat Cocoșul decapitat și acum în toamnă am terminat Călătorie cu tata în regia lui Anca Miruna Lăzărescu, care este absolventa școlii de film din München, născută la Arad. Subiectul filmului este ușor, puternic autobiografic, este povestea tatălui ei, care în 68 a plecat împreună cu fiii pentru o operație în Germania Democrată. E un film foarte interesant. Acum este săptămâna viitoare, facem câteva corecturi de post-sincron și probabil că într-o lună, două, trei, filmul va ieși pe piață. E o coproducție germano-română-maghiară. Două nume, aș spune, cu bucurie, este Iulian Mihu, cu care am avut bucuria în trei filme să lucrăm și într-un serial care n-a ieșit niciodată, a fost interzis, neînfricații. Și cu Nori Marcus, cu care am făcut împreună două filme, cel mai izbutit a fost Operațiunea Monstru. Servește la tipul dumnealui și respectăm, mă rog. No. Cum zicea și studentul căzut la examen, ce noroc a avut profesorul că a știut întrebarea pe care mi-a pus-o. Cei din tâi vor fi cei din urmă. Ei, lasă, nu-i nimic acum. Dacă rotativa n-a dat rezultate, nu o să cădem noi acum misticism. Te las că vedem noi mâine. No. Bucătăria de campanie. Ciorbă pescărească numai cu lingură de lemn. Jumătate s-a filmat în Delta, jumătate am filmat la Mogoșoaia. Deci părțile de interior, ca să spun așa, sau de cort, au fost făcute la Mogoșoaia. Au fost filmările cele mai ușoare și cele mai plăcute. De necrezut, dar eu nu eram nici condiționat de lumină, era lumină naturală, era totul exterior aproape, cu foarte puțin interior. A fost o experiență absolut senzațională, operațional. Am și eu acasă un DVD cu filmul, mai văd din când în când. Cred că după aceea a avut succes mai mare, atunci nu știu, pentru că are un limbaj cifrat ușor. Lucrurile sunt spuse ușor, cu bătaie, cum se spune. Cred că era și un joc între cenzură și creator, pentru că de multe ori cenzura, sigur că era teama să nu scape ceva periculos, dar cred că uneori și scăpau lucruri. N-aș putea să spun dacă era din voința cenzurii sau din nebăgarea lor de seamă, dar cam așa se întâmpla. Eu am greșit la un moment dat pe scenă, n-am mai avut voie să spun, s-a stins lumina într-o piesă de Bulgakov și la premieră am spus, dar nu intenționat, după care a doua zi am fost chemat în birou o direcție și mi s-a atras atenția că am spus replica aceea care era tăiată. Dar nu știu cine a văzut lucrul ăsta din sală. Târziu de tot am aflat că două locuri nu se vindeau niciodată. Erau reținute pentru cenzură, pentru cine ne urmărea, nu știu. Deci supravegherea era permanentă, dar nu prea ne dădeam seama. Știam de ea, dar nu prea o vedeam. Cu toți ceilalți cu care am lucrat și cu Radu, că cu Radu a fost debutul meu, de fapt, în film. În prea mic pentru un război atât de mare. Au fost experiențe personale, bucurii personale, colaborări cu Dan Pizza, cu enorm de mulți, adică enorm, poate e prea mult spus enorm. Atunci nu era ideea, era de bucuria că muncim, că se lucrează. Banii nu contau, erau destul de puțini și destul de târziu veneau, dar era plăcerea, bucuria muncii, era altfel. Astăzi e un pic industria filmului, cred eu. Da. Dar e bine, nu e nicio problemă. Frustrările au fost multe, era frigul acela infernal, 3 ani de zile, noi la Bulandra, de exemplu, n-am avut niciun fel de încălzire. Spectatorii erau cu mănușile în mână, cu costume, cu haine, cenzura, dar sălile erau arhipline. S-a fost o motivație teribilă. Televiziunea nu conta, erau 2 ore în care nu se vedea nimic, dar teatrul trăia, chiar și în condițiile acelea. Un coleg al meu, domnul Botez, era într-un spectacol în care apărea destul de niște sandale, fără ciorapi, hippie. Și eu i-am tot spus, domnul Botez, dânsul avea 70 de ani, puneți pantofii, mai puneți o haină, nu contează. Nu, că așa a vrut regizorul. Și la un moment dat, într-o dimineață, după un matineu, mi-a spus, știi ce am pățit? Nu. Mi-a spus din sală un spectator, du-te, domnule, și te îmbracă. Exact așa a fost. Și din clipa aia s-a îmbrăcat. Eu prind în München, prind TVR Internațional. Am un contract cu, mă rog, o firmă care dă
programe de televiziune și este inclus și TVR-ul internațional. Deci eu văd foarte multe filme românești. Deci sunt într-un fel la curent. Nu foarte la curent, dar nici chiar foarte rămas în urmă. Pe Dan Condorache l-am văzut în niște seriale și ProTV-ul mai prind. Deci nu sunt chiar rupt. Diferența... Cum se face vinul? Mi se pare că în România vinul încă fierbe, e în proces de și sper că va ieși un vin bun. În Germania, cred că vinul e deja tras la sticle, într-un fel. Cam asta, aș face așa o comparație, că toți suntem la un pahar de vin cândva. Cam așa e, lucrurile sunt mai așezate în Germania, lucrurile s-au depășit într-un fel multe. Aici încă totul este în mișcare și e plăcut, e cu greșeli, dar e în fierbere. Deci se face vinul. România are vinuri bune, eu sper că o să iasă un vin foarte bun. Viața mea acolo e împărțită într-un fel în două. Eu sunt 4 zile la Passa, unde este facultatea noastră, Academia, și 4-3 zile sunt în München. Norma mea didactică, așa este de 25 de ore pe săptămână. Deci, dar este altfel decât aici. Aici aveam 4 ani de zile, luam un grup de studenți și terminam până la absolvire. Acolo sărim de la anul 1, la anul 3, la anul 2. E pe sistem de workshop, de cu totul altfel. Dar, în definitiv, e același lucru. Spectacol, regie, decor, scenografie, muzică, totul se face în cadrul nostru. Lucrurile se văd mai târziu, după absolvire, nu se văd imediat. Însă avem absolvenți care sunt bine implementați în... Teatrul este altfel. Nu există teatru. Sunt teatru de stat, dar totul e cu concursuri. E foarte complicat, de fapt. Și viața îți rezervă de multe ori surprize și neplăcute. Dar ei sunt activi, toți sunt pe undeva. Câțiva au renunțat, ca întotdeauna, ca peste tot. Aș fi un pic critic acum, poate. Nu e observația mea, e observația altcuiva, dar o împărtășesc. Am nostalgia limbii române. Mi se pare că noi vorbim o altă limbă, și dumneavoastră și eu, și noi care am plecat. E o altă limbă, un pic mai brutală, un pic mai vulgară, un pic mai... Noi vorbeam mai literar pe vremuri. Asta e nostalgia mea. E o limbă care o regăsesc greu în televiziunea română de astăzi. Da, îmi pare rău, dar așa mi se pare.